Valul timpuriu de caniculă, care a bătut recorduri de temperatură în vestul Europei, ajunge și în România. De la începutul acestei săptămâni, ne așteptăm la temperaturi care vor depăși 34 de grade Celsius. Astfel, severinenii au luat deja măsuri și încă de la primele ore ale dimineții s-au adăpostit la umbră în parc, luându-și băuturi cât mai reci și haine cât mai subțiri. În centrul din Drobeta, Turnul Severin, vara se simte din plin. Florile ne fură privirile, iar fântânile arteziene sunt mai strălucitoare ca niciodată în lumina soarelui. În aceste zile, cu greu mai găsim o bancă la umbră, fiind luate cu asalt de către severineni. Cum combateți căldura? Stăm la umbră, cu apă rece ne protejăm, n-avem ce să facem altceva. Până acum temperaturile au fost mai acceptabile? Au fost. Sperăm să fie în continuare cât de cât acceptabile. Sticla cu apa a doamnei din imagine ne face să ne îndreptăm direct spre magazinele cu răcoritoare. De asemenea, hainele subțiri sunt aliatul perfect în aceste zile caniculare. Temperaturile mi se par firești pentru sfârșit de primăvară, vine vara, așa că ne așteptăm. Astăzi este cea mai lungă zi, înțelesei, și cea mai scurtă noapte. Așa. Această săptămână încep temperaturi până la 34 de grade. Dumneavoastră, cum combateți căldura? Mă feresc de razele soarelui puternice, așa, îmbrăcăminte mai lejeră care respinge căldura, absorpția căldurii, da? Și de regulă mă hidratez, adică beau apă multă. Temperaturile au crescut nu doar afară, ci și în casă, unde de-abia rezistăm fără un ventilator sau un aer condiționat. Așa cam cum face toată lumea, mă rog, cu un ventilator în casă, cu, dacă e cald și mergi pe stradă, o sticlă de apă, mai la umbră, așa. Mai treceți mai mult timp afară în această perioadă? Cam da, deci la aer curat. Când e mai răcoare, ieșim afară, când e cald, stăm în casă. Asta e, Dumnezeu așa le urânduiește să se coacă toate fructele, legumele, grâu și așa mai departe. Deci, că este mai mare temperatura, asta este. N-avem noi ce să facem. Decât... Vă hidratați mai mult în această perioadă? Bineînțeles. Și așa, de regulă mă hidratez, pentru că nu se poate să trăiești fără apă și asta. Iar în casă cum este? Temperaturile au crescut? Este destul de cald că stau la etajul 4 și... Nu. Dar ce să facem? Ne obișnuim cu temperatura că nu avem ce să facem. Asta este situația. Aerul condiționat și așa... E de moment rece, dar după aia se lasă o căldură și... Deci nu este... Pentru mine nu-i sănătos, sincer vă spun. Mai bine deschid ferestrele, ușile și... Până acum au fost temperaturi mai acceptabile. Da, sigur. Vom vedea ce va urma. Pentru spanioli este deja o vară de coșmar. Au parte încă din iunie de incendii de proporții care fac ravagii în mai multe regiuni din nord, centru și sud. Zeci de mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în câteva zile, iar la asta au contribuit și cele 43 de grade Celsius înregistrate. Mii de oameni au fost evacuați și sute de pompieri încearcă să oprească înaintarea flăcărilor. De vină este un val de aer cald care vine din nordul Africii. Este mult prea cald pentru această perioadă anului în care canicula a colorat în portocaliu și roșu harta Europei Occidentale. În afara Spaniei, Marea Britanie, Franța și Belgia au parte și ele de temperaturi neobișnuite ridicate. În Regatul Unit, de exemplu, Serviciul de Sănătate s-a pregătit pentru o creștere a numărului de pacienți. Francezii suferă și ei din cauza căldurii. Este cea mai timpurie caniculă din istorie în hexagon, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius și 10 de departamente plasate sub cod portocaliu. În alte regiuni a fost instituit chiar codul roșu, ceea ce a însemnat și anularea mai multor evenimente sportive și culturale.